Cred că cel mai important mesaj pe care îl putem adresa la acest început de an școlar este adresat elevilor și părinților acestora, pe care, pe elevii, evident, îi așteptăm cu drag în clasele noastre, iar părinților le dorim să fie alături de copii, alături de noi, atât cu sufletul, cu inima, dar în special să ne ajute să păstrăm sănătatea întregului colectiv și să ne sprijine în toate măsurile pe care noi le-am luat cu un singur scop, să le fie copiilor mai bine. O bucurie foarte mare este faptul că putem să ne refacem intrarea în clădirea principală a colegiului, să arate ca o intrare la un colegiu de elită. Această lucrare este realizată cu sprijinul primăriei municipiului Piatra Neamț și mulțumim pe această cale celor care ne-au alocat fondurile. S-au realizat igienizări în toate corpurile Poliției Naționale de Informatică din Piatra Neamț și, în plus, putem să ne lăudăm cu faptul că anul acesta vom începe într-un laborator de informatică cu 32 de calculatoare noi, pe care le-am achiziționat atât din fondurile școlii venite de la primărie, dar și prin intermediul fundației colegiului, cu care am achiziționat videoproiectoare pentru a dota și cele nouă săli de clasă din cămin cu tehnica de calcul necesară. De asemenea, s-au făcut igienizări în sala de sport, în cantină și în internatul școlar, pentru că la noi în colegiu avem 120 de elevi interniști, care și ei trebuie să stea în condițiile speciale de pandemie, cu o distanță corespunzătoare în cameră. De asemenea, clasele a 9-a și 3 clase de a 10-a, prin rotație, vor studia în clădirea internatului școlar la parter, unde am pregătit 8 săli de clasă, ele, 4 dintre ele au fost recondiționate și absolut în toate cele 8 săli de clasă am introdus la restul școlii videoproiector, calculator, conectat la rețea de internet, astfel încât să-și poată desfășura orele cu metode, chiar dacă sunt prezență fizică, cu metode noi de predare. Mai ales datorită faptului că ei sunt cei asupra cărora se vor aplica noile ghiduri metodologice cu metode de predare interactive. Am ales această soluție pentru că ei au numărul cel mai mic de elevi, conform noul loc de ministru pe care s-a dat referitor la structura caselor scolare. Sper de acolo, având o dimensiune mai mică. Având în vedere faptul că anul trecut, datorită contextului pandemic, am învățat în schimburi, anul acesta, pentru a elimina această situație foarte dificilă, având în vedere că avem elevi din tot județul, am ales soluția ca elevii de clasa a 9-a și 3 clase de a 10-a să studieze în sălile de clasă de la internatul școlar, de la parter. Sunt aceste săli pe care ele arată așa cum le vedeți și oferă un număr de locuri pentru 26-27 de elevi.